Welcome to Rome. Familia regală are legături cu Ordinul Suveran de Malta, un ordin religios supus Vaticanului încă din timpul monarhiei. În urmă cu 10 ani, regele Mihai a fost decorat cu Marea Cruce judecătorească a Ordinului de Malta, iar în anii următori, regina Ana și majestatea sa Margaret au primit Marea Cruce a Ordinului. Your Excellency, I feel very privileged today, first of all, to be able to return to the Sovereign Order of Malta together with Queen Margareta after a number of 32 years of service in a very difficult time and unusual times for all of us. On behalf of Romania. Decorația care a fost dată la Prințesa sa regală e o recunoaștere pentru activitatea sa în domeniul de binefacere pentru întreaga viață. Este o prezență deosebit de semnificativă astăzi a familiei regale la Ordinul Suveran de Malta. Un ordin cu care România are relații diplomatice de 90 de ani și care este un partener de nădejde al țării noastre. Ordinul de Malta a revenit în România după 1990, a deschis spitale și a participat alături de mai multe ONG-uri și de Fundația Regală Margareta în nenumărate cauze umanitare. Între anii 2005 și 2012 s-a implicat în repararea infrastructurii urbane și rurale distruse de inundații și căderi masive de zăpadă și a ajutat persoanele afectate și bătrânii din Vrancea și Brăila. Din 2014, Serviciul Maltez s-a implicat activ în programe de incluziune a minorității rome din România, nu doar cu ajutoare, ci și în programe împotriva abandonului școlar.